Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este ambasadorul Dan Mihalache, ambasador în Cipru, fost ambasador în Marea Britanie, politician de carieră. Mulțumim mult că ați venit, domnule Mihalache. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Bună ziua, îmi face plăcere să fiu în studio Digi24 după ceva vreme de absență din, să zic așa, peisajul mass media și cu un mic disclaimer introductiv. Sigur, putem discuta chestiuni diplomatice, putem discuta chestiuni care țin de politica externă, putem vorbi și despre politica internă în calitate de fost analist politic, politician, cu precizarea că opiniile mele nu angajează niciun fel instituția pe care o servesc acum. Bun, domnule Mihalache, ați fost ambasador în Marea Britanie în momentul în care toată lupta de imagine a unor partide extremiste, naționaliste, au scos Marea Britanie din Uniunea Europeană. Ne povesteați că ați ajuns la post în ziua referendumului. Practic ați văzut în fața dumneavoastră o societate care a suportat mai apoi, ani de zile, efectele acelei decizii. Și încă le suport. Și încă le suport, da. Și nu ai cum să nu te gândești și la ce se poate întâmpla în România, unde ne uităm că partide naționaliste, partide extremiste, cresc în sondaje extrem de mult în ultima perioadă. Bun, eu cred că trebuie și să ne uităm un pic la cauzele unui fenomen care, iată, cuprinde spații geografice destul de mari. Probabil că Brexitul a fost un prim exercițiu și n-aș spune că neapărat forțele extremiste naționaliste au scos Marea Britanie din Uniunea Europeană, cât o amplificare a fracturilor sociale și a frustrărilor sociale. Pentru că, de fapt, reacția anti-europeană, antiglobalizare, vine cumva din acumularea în timp a unor probleme care după aceea își capătă o expresie politică. Iar în Marea Britanie a fost cumva un experiment de început, pentru că au existat politicieni, unii într-adevăr ca Nigel Farage de factură extremistă, dar au existat și politicieni foarte serioși care au generat acest referendum de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană și o campanie care a apăsat foarte mult pe temeri și frustrări. Haideți să vă întreb ceva, pentru că sunteți foarte aproape de fenomen, chiar dacă nu mai sunteți la post în Marea Britanie, ați schimbat postul. Britanicilor le pare rău pentru decizia pe care au făcut-o cu Brexitul? Bun, e încă o dată, e foarte greu de judecat o societate în ansamblul ei. Sau, haideți să vă întreb altfel, dacă ar mai vota încă o dată, credeți că rezultatul ar fi același? Poate nu. Poate nu, spuneți. Paradoxul a făcut că votul, de pildă, votul pentru Brexit nu a venit din marile aglomerări urbane, multiculturale, în care imigrația este un fenomen zilnic. Toate orașele multiculturale cu mulți migranți, că vorbim de Londra, de Manchester, de Birmingham, de Bristol, toate au votat împotriva Brexitului. Votul a venit din acele zone care n-au văzut picior de migrant încă, din centrul
Marii Britanii, din orașele și orășelele și satele mici, unde mai degrabă opera teama decât contactul direct cu realitatea. Sunt zone care regretă profund, de pildă zona universitară, care a fost sever afectată de acest fenomen, pentru că practic tu ai ieșit cu sistemul tău universitar din ceea ce însemna sistemul european. Industria, la fel, bankingul. Dar la nivelul cetățeanului, ruperea de Europa, da? De Uniune, a însemnat o creștere sau o scădere a nivelului de trai al cetățeanului mediu? Cifrele apreciază că a însemnat o scădere a nivelului de trai, dar au avut și cumva noroc că imediat după consumarea Brexitului a intervenit pandemia. Și atunci a fost foarte greu de comensurat cât din efectele economice și asupra nivelului de trai se datorau pandemiei și cât se datorau Brexitului, pentru că era cumva un mix de efecte suprapuse, Brexit și pandemie, pe de o parte. Pe de altă parte, pandemia a dat posibilitatea guvernului să pompeze foarte mulți bani în economie, ceea ce a ponderat cumva efectele. Ei, eu cred că încă ultimele consecințe ale ieșirii UK din Uniunea Europeană nu s-au consumat. Că de-abia acum încet, încet apar o groază de fenomene la suprafață. Dacă ne întoarcem la România puțin, același sentimente duc și aici partidele extremiste pe un trend ascendent în toate sondajele de opinie? Frustrare, falia aia în societate de care vorbeați? Eu cred că, în bună măsură, și România începe să fie cuprinsă de acest val pe fondul unor acumulări de cauze pe care le-am ignorat foarte mult. Disparitățile regionale între veniturile diferitelor categorii sociale, nemulțumirea în raport cu serviciile publice, în general sentimentul că ceea ce e clasa politică nu răspunde intereselor cetățenilor, care, mă rog, e o temă destul de veche, dar ea capătă acum cumva o expresie de revoltă. Noi trebuie să, sigur, eu părerea mea e că trebuie să lucrăm mult asupra cauzelor și să menținem anumite echilibre sociale, fără de care, iată, o societate devine extrem de fracturată. Și nu e vorba doar de Europa. Cred că același lucru se vede și în Statele Unite ale Americii, tot expresia unei fracturi și diviziuni profunde între diferite zone. Stai puțin, societate. Cauzele astea pe care le enumerați dumneavoastră erau valabile și acum 10 și acum 20 de ani, aceleași disparități, aceeași neîncredere a cetățenilor în conducători. Da, numai că... Dar, acum 10 ani, domnule Mihalache, când la putere ajungea domnul Klaus Iohannis, sentimentul pro-european în România era foarte puternic. Acum 10 ani, România era cea mai pro-europeană și pro-atlantică țară din această zonă a lumii. Cred că a rămas. Astăzi avem un procent de, hai să-i spunem, suveranism, care e de fapt un anti-europenism camuflat, da? Undeva la 25-30%. Dacă te uiți la procentele AUR plus șoșoacă, în sondajele de opinie, asta înseamnă un sfert din țară. Un sfert sau chiar o treime din țară. Ce credeți că a făcut această mutare sau mutație în structura societății în ultimii 10 ani? Atenție! Pe de o parte era... Hai să o luăm așa. Deci, în primul rând, eu cred că România rămâne în topul publicului pro-european.
Dacă ne uităm la cifre din alte state, cred că România este una, are cote de încredere în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică mult peste media. Acum depinde ce parte a paharului vreți să priviți. Eu vă arăt partea goală a paharului. Nu, dumneavoastră îmi spuneți că mai rămâne totuși o rezervă de pro-europenism mare. Asta este o comparație pe cifre. Sunt state inclusiv în jurul nostru, membrii mai vechi ai Uniunii Europene, unde lucrurile astea nu s-au... nivelul de încredere în instituțiile europene este mult mai mic decât în România. Cu câteva, poate 20 de puncte mai mic. Sunt state unde există, hai să zicem, un 50-40% de încredere în Uniunea Europeană, pe de o parte. Pe de altă parte, era normal ca pe măsura trecerii timpului această încredere să se erodeze, pentru că și, spunem așa, entuziasmul pro-european al publicului românesc nu a fost întotdeauna, sau entuziasmul a fost mai mare decât rezultatele efective. Așteptările au fost mai mari decât rezultatele efective. Deci eu aș trata acest fenomen în parametrii și anormalității. Pe de o parte era firesc să scadă acest entuziasm caracteristic primilor ani de membership în Uniunea Europeană, iar pe de altă parte, sigur, sunt anumite lucruri pe care poate la nivel politic nu au fost gestionate pe măsura speranțelor. Absorpția de fonduri, beneficiile, vocea României în Europa, percepția că capitalul românesc este dezavantajat în raport cu străinii, percepția că clasa politică este condusă mai degrabă din străinătate și servește intereselor, și alte teme pe care le vedem astăzi în spațiul dezbaterii publice. Denotat însă este că deocamdată niciun partid nu a propus o mișcare radicală în raport un raw exit. Deocamdată nu. Este vorba de niciun raw exit, doar de atitudini anti-occidentale. Vom o scurtă pauză, domnule ambasador. Când ne întoarcem însă, aș vrea să discutăm și despre ceea ce ați menționat la un moment dat, puțin mai devreme, ca fiind una din cauze. Faptul că unele țări din estul Europei, mai nou intrate în Uniunea Europeană, nu se simt reprezentate la Bruxelles. Același lucru l-a spus zilele trecute chiar și președintele Klaus Iohannis. Spune așa: ar fi inadmisibil ca nicio poziție să nu fie ocupată de o persoană din Est. În 2019 s-a greșit. Haideți să discutăm și despre acest lucru, luăm o pauză, ne întoarcem. Ne-am întors în fața ta continuu, ambasadorul Dan Mihalac este invitatul zilei de astăzi. Înainte de pauză, domnule ambasador, vă invităm să discutăm și despre felul în care este reprezentat restul Europei în funcțiile de conducere din Uniunea Europeană. Și pentru că dumneavoastră ați menționat asta ca fiind una dintre multiplele cauze pentru care și sentimentul suveranist din aceste țări crește, se simt nereprezentați. Ei bine, președintele Klaus Iohannis zilele trecute a vorbit la Bruxelles despre acest lucru și spune așa, și Fulsapul, ar fi inadmisibil ca nicio poziție să nu fie ocupată de o persoană din Est. În 2019 s-a greșit. Eu cred că președintele în această temă are foarte mare dreptate, pentru că într-adevăr există A existat un aranjament instituțional care cumva a făcut ca, să spunem așa, noua Europa să fie dezavantajată în 2019, neavând niciuna dintre primele trei poziții, pentru că despre asta este vorba,
în structurile Uniunii Europene, nici poziția de președinte al Consiliului, nici de șef al Comisiei Europene, nici de președinte al Parlamentului sau un alt reprezentant pentru politica externă, ca să o adaug și pe cea de-a patra, să zicem așa, în ordinea de importanță. Dar, mă rog, de fapt, arhitectura instituțională sau această arhitectură instituțională este unul din elementele care au generat o anumită frustrare, alimentând o teză destul de răspândită, anume că de fapt Europa funcționează pe baza înțelegerii dintre câțiva actori mari și că restul statelor sunt cumva, hai să spunem, nu decid asupra direcțiilor europene. Și sunteți de acord cu această temă? De fapt, teza, această teză, că de fapt toate înțelegerile sunt între câteva state mari și că estul Europei a fost ignorat. Sunteți de acord cu această teză a președintelui? Nu sunt de acord sau nu sunt de acord cu ea. Aici apelez la capacitatea dumneavoastră de analiză. În anumite chestiuni, voința statelor mari a prevalat cumva. Și atunci, mă rog, e o discuție foarte lungă de făcut. La politici europene importante, unde economiile unor state au fost afectate de deciziile statelor mari, spre exemplu. Dar, mă rog, depinde și de capacitatea de negociere. Plus că, gândiți-vă că s-a făcut o foarte lungă dezbatere și încă nefinalizată privind Europa cu mai multe viteze. Privind despărțirea Europei într-un nucleu dur și restul. Da. Între centrul Europei și periferia. Știți, Europei. Noi tindem să ignorăm faptul, de fapt realitatea, că de pildă o funcție foarte importantă în arhitectura europeană este ocupată de o persoană din Europa de Est, chiar din România. Mă refer la procurorul european, doamna Kövesi, care a ajuns acolo pe propriile forțe, nu pentru că a fost propusă de statul român. În aceste poziții, domnule Mihalache, nu este vorba să ajungi pe baza competențelor tale, trebuie să fie pe baza unei înțelegeri politice, aplicându-se criteriul regional înaintea criteriului competenței? Domnul Negruț, în relațiile dintre state, e vorba de raporturi de putere, nu e un concurs de competențe. Pare rău că trebuie să vă spun. Și asta e o chestie de manual în relațiile internaționale. Asta una la mână. Doi. Deci spuneți că criteriul competenței este facultativ? Nu. Competența este un criteriu pe care îl apreciază statele. Relațiile dintre state sunt construite pe baza unor raporturi de cooperare de putere între state. Așa se întâmplă peste tot în lumea asta de când există ea. Și în cazul ăsta concret, doamna Kövesi a ajuns procuror european pentru a negocia România pentru domnia sa? Ar fi un stat unic, atunci probabil că ar prevala criteriul competenței. Dar Europa este totuși o structură, o asociere între state. Și sigur că identitățile naționale nu s-au șters încă. Am priceput. Dar în cazul ăsta concret, de care vă aminteam eu... Funcția de procuror, cum se cheamă... Procuror european. A tras România pentru doamna Kövesi? Aveți informații în sensul ăsta? Eu știu că la momentul respectiv acest lucru s-a întâmplat. Dar poate că mă înșel eu. Era vremea în care eram încă în...
a fost după ce am plecat eu ca ambasador, mai eram la președinție. Dar, pe de altă parte, nu știu dacă funcția de procuror european este considerată de cineva o funcție atât de importantă în arhitectura europeană. Într-o arhitectură europeană unde justiția este totuși o prerogativă națională, funcția doamnei Curie și sau activitatea acestui procuror, dacă nu mă înșel eu, nu e recunoscută de un număr de state care au spus, domnule, noi nu vrem jurisdicția procurorului european în cazul nostru. Domnule Mihalache. Inclusiv dintre vecinii noștri n-au recunoscut-o. Domnul Klaus Iohannis a făcut afirmațiile de la care am plecat în această discuție. Ne aducem însă aminte că a fost vehiculat, cel puțin în dezbaterea publică aici la București, printre potențialele nume care ar fi putut să asigure interimatul în cazul în care actualul președinte al Consiliului European ar fi candidat. Sigur, până la urmă n-a mai candidat, așa cum anunțase inițial, deci discuția a picat. A picat, s-a amânat. Un nou președinte al Consiliului European va exista. L-ați vedea pe Klaus Iohannis ca fiind acest nou președinte? Cred că domnul președinte Iohannis are toate datele pentru a putea fi o propunere viabilă pentru funcția de președinte al Consiliului European. Pe de o parte, este, cred, la ora aceasta cel mai longeviv membru al Consiliului European, cel mai omul cu care are stagiu cel mai îndelungat în calitate de membru. După Victor Orban. După Victor Orban sau cred că la egalitate cu Victor Orban. Nu-mi dau seama exact numărul de ani, dar oricum e o diferență foarte mare. Pe de altă parte, are o anumită recunoaștere în plan european și în planul familiei politice populare, care rămâne deocamdată cea mai puternică familie politică, iar pe de altă parte reprezintă noua Europa. Ne mai vorbim de datele personale, de echilibru, care funcția de președinte al Consiliului European este o funcție de mediator între șefii de stat și de guverne, nu o funcție executivă. Că domnul președinte poate fi un mediator foarte bun. Șansele domnului Iohannis vor fi însă clare abia după alegerile europarlamentare, când observăm cum va fi componența. Vom vedea. Cred că alegerile europarlamentare vor schimba semnificativ peisajul politic european și echilibrele cu care noi ne-am obișnuit în Parlamentul European, pe de o parte. Pe de altă parte, există o structură destul de eterogenă politic a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană. Și din acest balans între harta politică a Europei, din punct de vedere al guvernelor, și ceea ce va fi structura Parlamentului European, acest balans va determina procesul de negociere pentru principalele instituții. Și nu cred că va fi un proces ușor. Cred că va fi un proces mult mai dificil și mult mai lung decât ne-am obișnuit în etapele trecute. De a desemna președintele Comisiei, Comisia, președintele Parlamentului și președintele Consiliului European. Va fi interesant. Pentru prima dată va fi o Europa mult mai fragmentată politic. Europa a funcționat cumva pe un binom de o înțelegere între stânga și dreapta, între Partidul Socialiștilor Europeni
și Partidul Popular European. Nu știu dacă acest lucru va mai fi posibil în viitor. La București se comasează alegerile. Asta e discuția zilei. Luăm o scurtă pauză, vă invităm să analizăm și acest lucru. Ne întoarcem, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuu, invitatul zilei de astăzi, ambasadorul Dan Mihalache. Am discutat, domnule ambasador, despre alegerile europene și spuneați că va fi interesant să vedem o Europa funcționând mult mai fragmentat din punct de vedere politic la Bruxelles. La București se discută despre comasarea alegerilor. Încă nu avem, în momentul în care noi avem această discuție, un rezultat final, dar o primă variantă este comasarea europarlamentarelor cu locale. Cele două runde să aibă loc în același timp. Ați fost politician, ați participat la mai multe alegeri, ați făcut parte și din echipele care gândeau strategiile politice în alegeri. Cum vi se pare această comasare a celor două scrutin? În primul rând, cred că această discuție a fost supra-dramatizată și ar trebui să o tratăm cu mai multă normalitate. Am văzut toată discuția, protestele organizate de unii și de alții, speculațiile în jurul acestei teme a comasării. Sunt și alte țări unde alegerile sunt comasate. Exact în Cipru, de unde vin eu, alegerile europene vor fi deodată cu alegerile locale, pentru că ei au prelungit mandatele aleșilor locali pentru, datorită faptului că au făcut un fel de reformă administrativă, teritorială, cam în aceeași notă la care se discută și la noi, să se schimbe totul, dar să se schimbe cât mai puțin. Și atunci au hotărât să facă alegerile europene cu alegerile locale, de fapt alegerile locale să le comaseze cu cele europene, și n-am văzut atâta agitație în Cipru pe această temă cât am văzut în România. 2. Cred că un proces de raționalizare a alegerilor în România se impune. El poate trebuia gândit cu un an înainte. De ce? De ce se impune? Se impune pentru că, datorită acelei nefericite idei de modificare a mandatului președintelui din 2004, noi am ajuns în situația în care în 2007, 2008, 2009 am avut alegeri aproape din 6 în 6 luni, dacă vă amintiți bine. Deci o nebunie, 3 ani la urne, din 6 în 6 luni. Iar acum ne trezim cu un an în care sunt adunate toate, da, la intervale diferite. Exact. Ceea ce, pe de-o parte, nu punem la discuție chestiunea costurilor, pentru că o să-mi spuneți că democrația costă. E adevărat. Da, și costurile au rând. Dar obosește oamenii. De unde știți lucrul ăsta? Prezum. Da, în această conversație n-ar trebui luați parteneri și cetățenii? De pildă, întrebați dacă vor să li se comaseze alegerile. Dacă vă uitați pe ultimele sondaje de opinie, există o majoritate de români care spun: lăsați alegerile la timpul lor. Nu vrem comasarea alegerilor. Eu v-am spus care este părerea mea, anume că un anumit proces de raționalizare ar trebui să existe.
Deci, într-un procent majoritar, adică românii se pare spun normal că nu sunt obosiți să meargă de 4 ori la urne asta în 2024. Asta spun domnul Negruțiu, sondajele de opinie. Dar păi, iertați-mă că avem alt instrument să întrebăm pe oameni în momentul ăsta. Deciziile poate de facem un referendum al cincilea deciziile de organizare proces electoral. Statului sunt luate la propunerea celor care conduc statul. Asta nu e o chestiune referendară. Pentru că așa o să facem un sondaj dacă vrem să introducem pedeapsa cu moartea și o să vedeți sunt anumite lucruri pe care... Dumneavoastră comparați pedeapsa cu moartea cu mersul la vot? Eu vă spun doar că de aceea există o elită politică care trebuie să dea o direcție și să facă o propunere societății. Nu neapărat să ne uităm la sondajele de opinie. Aici însă discuția, de fapt, din spatele oportunității acestei măsuri e cu totul altă. Nici oboseala alegătorilor sau nici costurile. Eu am început cu aceste argumente tocmai pentru a vă spune că dacă această comasare a fost gândită ca o șmecherie, ca o metodă prin care unii se gândesc să câștige ca să piardă alții, eu vă spun că e un calcul greșit. De ce? Pentru că oamenii, cetățenii vor penaliza folosirea comasării ca o șmecherie electorală care să aducă punctul unora și să piardă alții. Așa cred eu. Foarte interesant. Domnule Mihalache, am ajuns în acel punct al discuției noastre în care urmează chestionarul în fața ta. Florin Negruțiu vă explică imediat 10 întrebări și 10 răspunsuri scurte o să așteptăm. Întrebarea numărul 1, domnule Mihalache, politicienii sunt mai buni sau mai răi decât poporul care i-a ales? Este expresia poporului pe care i-a ales. Deci spuneți că nu sunt nici mai buni, nici mai răi. Sunt la fel ca poporul din care provin. Oarecum. Aveți un amendament aici. În măsura în care nivelul de educație scade, scade și nivelul politicienilor. Și noi doi care asistăm la viața politică de cel puțin 20 de ani, dacă nu mă înșel, vedem lucrul ăsta. Întrebarea numărul 2. Care este buba politicii românești? Lipsa de viziune. Întrebarea numărul 3. Omul politic pe care l-am admirat cel mai mult a fost? Mi-e greu să răspund. Nu găsiți niciunul? Am lucrat cu mulți oameni politici la viața mea. Și nu ați admirat niciunul? Am admirat mai mulți oameni politici. Dar vă pot spune oameni politici pe care i-am admirat. Pe de o parte, Adrian Năstase, din punct de vedere al managementului guvernării și al viziunii. Crin Antonescu, din punct de vedere al calităților de un politic, al culturii și al onestității. Ion Iliescu, din punct de vedere, o să râdeți, al atașamentului față de valorile democratice, cred că a fost, poate, unul dintre cei mai democratici președinți pe care România a avut. Aici o să avem o discuție lungă după emisiune. Întrebarea numărul 4. Și președintele Klaus Iohannis, în ordine cronologică ultim. Întrebarea numărul 4. Dumneavoastră, în ce instituție a statului aveți cea mai mare încredere și de ce? Nu doresc să răspund la această întrebare. Ar fi, într-adevăr, o discuție foarte lungă. Întrebarea numărul 5. Klaus Iohannis este un președinte de nota 9. Întrebarea numărul 6. Gioană sau Ciolacu? Pe cine ați votat președinte?
am preferințele mele. Dintre cei doi. Nu întrebați, nu întrebați niciodată, mai ales un om politic și nici măcar un cetățean, pe cine ar vota. Puteți să ne întrebați dumneavoastră pe noi, în schimb. Întrebarea numărul 7. Dacă ați fi consilierul lui George Simion, ce sfat electoral i-ați da? Să inspire mai mult seriozitate și să se lase de filmatul cu telefonul mobil. Întrebarea numărul 8. Credeți că Putin va ataca vreodată România? Nu. Întrebarea numărul 9. Care sunt cel mai des întâlnite stereotipuri despre români în străinătate? Că sunt hoți. Și întrebarea numărul 10. Deși s-a mai estompat. Povestiți-ne un moment amuzant de când ați fost, de când sunteți ambasador. Moment amuzant a fost dar cu târg, când, mă rog, pe Luton sau unul din aeroporturile în proximitatea Londrei, n-a plecat un avion, pentru că ningea. Și toată lumea suna la consulat sau la diverse posturi de televiziune să întrebe ce face ambasada și consulatul pentru oamenii de pe aeroport. Care oameni de pe aeroport nu plecaseră, nu pentru că s-ar fi întâmplat vreo catastrofă, ci pentru că, mă rog, avionul n-a zburat, că putea decola din cauza ninsorii. Și m-au sunat și am spus că eu mă ocup de relațiile statului, nu de meteorologie. Pur și simplu, concetățenii noștri considerau că trebuie să vină cineva să le rezolve lucruri care un om normal și le rezolvă singur. Se duce la ghișeu și zice, domnule, care e următoarea cursă, ce drepturi de pasageri am, mă duc la hotel și așa mai departe. Pentru că uneori am obișnuit concetățenii noștri cu ideea, mai ales cei care trăiesc în sănătate, cu ideea că noi trebuie să ne ocupăm de toate problemele lor. Mulțumesc! Luăm o scurtă pauză, revenim pentru finalul discuției noastre de astăzi. Ne-am întors. Finalul emisiunii În fața ta, invitatul de astăzi este ambasadorul Dan Mihalache. Domnule Mihalache, sunteți un politician cu multă experiență în spate. Luați în calcul să reveniți în politică de la București? Mă gândesc uneori. Dar răspunsul la această întrebare nu depinde. N-aș reveni în politică pentru a ocupa un scaun, o funcție, și pentru un proiect, și pentru, dacă aș ști că am o echipă, sau fac parte dintr-o echipă, care dorește să facă un proiect pentru anii următori. Eu cred că România se află într-un moment foarte complicat, care înseamnă, pe de-o parte, provocări, pe de altă parte oportunități. Că va urma o perioadă foarte complicată în care, în planul locului României, în economia mondială, în economia europeană, în peisajul geopolitic, va fi nevoie de foarte, foarte multă inteligență și determinare. Și depinde de alegerile în acest an dacă vor produce o reprezentare politică la toate nivelurile care să răspundă acestor exigențe, sau România va fi pur și simplu lăsată în urmă, că nu o să ne aștepte nimeni
să devenim mai inteligenți. Mulțumim mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai